Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou mega spectacol al dezvăluirilor punctului culminant. Fostul premier Mihai Tudose îi demască, prezintă informații șoc. Discutăm despre restricțiile la curent, căldură și apă în România. Ministrul Muncii intervine și el cu un anunț de ultimă oră. Noile taloane de pensii cu ajutorul de 700 de lei inclus au fost tipărite. Când încep plățile, domnilor și domnilor, vă prezint informațiile așteptate de toată țara. Iar Iohannis reia atacul la PSD. Care este lovitura sau contralovitura lui Marcel Ciolacu, vă dezvălui imediat. Echipa România TV continuă transmisiunile de la Madrid. Îți vedea informațiile zilei de la NATO și citez, întreaga lume se schimbă. În ce sens vedeți imediat. Înarmarea României continuă, iar Rusia ripostează și, din nou citez, nu ne intimidați. Colonelul Ion Petrescu este în studio alături de noi și mulțumesc pentru treaba asta. Bună seara, domnule colonel. Am onoarea să vă salut. Cu dezvăluiri spectaculoase din domeniul militar și teroare în spitalele Ardealului în plin summit al NATO. Veți vedea și niște imagini de corecție cu președintele care se bate cu un agent al serviciului secret și totodată imagini spectaculoase cu prima doamnă la Madrid și ținut a ei absolut original. Ultima oră în scandalul violării protestatarei vedetă, Luis Lazarus intervine, veți asculta mărturii cu tremurătoare de la atac în direct. Alte trei femei au fost între timp bătute, agenții au și fost săltați. Acum, un protest fără precedent se anunță la guvern din cauza uriașei țepe a benzinei. Și tot în această seară veți afla care este marea putere care își dorește să ne ia uleiul și cerealele. Ministrul de profil s-a opus, procurorii DNA l-au executat. Avem dezvăluiri crâncene despre înstrăinarea rezervelor de alimente ale României. Și o informație de ultimă oră, prințul capturat îl amenință pe Băsescu. Vom discuta evident și despre mizeria manipulărilor neomarxiste cu virusul COVID. Și citesc din nou, toți am fost infectați, dar nu am spus. În același timp, variola ia amploare la București, sunt anunțate măsuri de urgență. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să prezint invitații, să le mulțumesc că s-a alături de noi, să trecem la treabă. Cu domnul colonel Ion Petrescu vi l-am prezentat și îi mulțumesc încă o dată că e împreună cu noi. De asemenea, alături de mine, restul politic Gelu Vișante, salut Gelu, mulțumesc. A, Violet, flacără, că vin vremuri grele. S-a terminat și neomarxismul biruitor. Jurnalistul Sorin Roș Castănescu, te salut și pe tine, Sorin, mulțumesc. Fostul ministru al apărării parlamentar al Partidului Social Democrat, Mihai Fifor, vă salut și pe dumneavoastră, domnule ministru. Bună seara. Și nu în ultimul rând, ex-prim-ministrul actualmente europarlamentar social democrat, Mihai Tudose. Bună seara, domnule Tudose, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Bună seara. Breaking news. Românii vor ajunge să trăiască în beznă, spune răspicat invitatul meu special din această seară, domnul Mihai Tudose, într-un text extrem de vitriolant pe Facebook. Iar principalul vinovat ar fi ministrul energiei. Fostul premier este, după cum v-am anunțat, în direct alături de noi și se întreabă, și ne întrebăm și noi, cum stăm cu producția de ceară pentru lumânări. Încă o dată, bună seara, domnul Tudose. Bună seara. În afară de tragismul și patetismul declarației ministeriale, efectele sunt alte vești. Am să fiu concis că am văzut că aveți o agendă mare de parcurs, lungă. Deci, menirea unui guvern, al unui ministru de profil, este ca pe zona lui să facă ceea ce spune Constituția. Adică să facă de așa natură încât cetățenii și țara să aibă tot ceea ce le trebuie. Soluția că este de ministru, în loc să facă rost de curent, cu toate că e greu să facă rost tocmai el care a închis producția pe cărbune. Și încă o paranteză, să nu spună cineva din nou că așa ne spune Europa, fiindcă Europa deschide producția pe cărbune, s-a deschid facilități noi, ne închizând nicio clipă pe cele vechi. Declarația are și altă conotație. Astăzi stăm de vorbă cu o mulțime de oportunități sau cu o mulțime de agenți economici care vor să facă relocări industriale. Cei care s-au tras din spațiul sovietic și vor să-și redeschidă fabricile undeva în estul Europei, deci și Europa, din Europa și România este eligibilă, citesc declarația ministrului care spune că pentru a avea energie suficientă, românii trebuie să mai plângă câte un bec. Eventual, te apă întuneric. Puneți-mi și dacă investitorul ciutacul
din Uniunea Europeană sau de oriunde din lumea asta, dori să-și deschidă o întreprindere în România și citește declarația Ministrului Energiei, că aici nu prea e curent. Ba mai mult, să începem să strângem din becuri. Ar mai investi în România? Răspunsul e clar, nu. Investitorul Ciutacu aici de față n-ar face-o. Investitorul Ciutacu, ci bă, ăștia au o problemă. Adică nu mă apuc să fac o uzină acolo, o întreprindere, ci să n-am curent. Să n-am gaze și așa mai departe. Astea sunt efectele unor declarații de-astea absolut stupefiante, care eu le-aș încadra la subminarea economiei naționale. Dincolo de declarațiile stupefiante, pe mine mă stupefiază și faptele. Și aici mă refer în mod concret la intenția, cel puțin oficială, a Guvernului României, din care momentan face parte și partidul pe care îl reprezentați, de a închide mai departe tot ce se consideră producător de energie poluantă. Partidul nostru poate fi de acord cu asemenea măsură? Și aici mă refer la cărbuni și la tot ce implică zona asta. Nu prea este de acord, după cum tocmai vă spun. Zic nu. Păi, da? Și nefiind de acord, ce face partidul noastră concret, domnule prim-ministru? Că dacă nu este decizia la noi, încă nu s-a închis, sperăm să oprim această sarabandă a închiderilor, fiindcă știți, cel mai simplu e să strici ceva, e greu să construiești. Să închizi o facilitate de producție a energiei electrice, îți ia un minut. Apeși pe buton, o scoți din circuit și gata. Deci am citit declarația oficială a Partidului Social-Democrat, domnule Tudose, în care se spune cât se poate de negru pe alb, miniștrii Partidului Social-Democrat nu vor semna niciun fel de aviz pentru un act normativ care prevede închiderea capacităților energetice de producție până nu se pune în mod concret ceva în loc. Se poate asta adopta... Asta v-am spus și eu mai devreme. Înțelegem o mulțime de lucruri. Înțelegem că se schimbă clima. Înțelegem că trebuie să nu mai poluăm. Înțelegem că nu putem schimba noi oaia neagră din tot urmă de oaia albe. Dar nu poți să închizi centrala de la Mintia fără să pui altceva în loc. Păi s-a închis, domnul prim-ministru. Nu poți. Nu. Au putut. Nu poți să continui chestia asta. Eu le închid mâine și am o promisiune că o să fac nu știu ce. O să fac un reactor mic nuclear nu știu unde. Reactorul la mine nuclear este foarte bun. Este foarte bun, dar nu înlocuiește tot. Și ideea este să întâi să înlocuiești, adică am acum o producție de 1000 de megawatt sau și pe 1000 de megawatt pe cărbune. Închid producția pe cărbune în momentul când am o altă 1000 cel puțin aflată în producție, adică care intră în rețea. Nu închid înainte, nu las o perioadă în care se stinge lumina. Vedeți că agenții economici pe la Slatina sau cei de la îngreșămintele de la Mureș au început să aibă probleme, au închis. Astăzi tocmai am citit știrea potrivit căreia alum Tulcea dă afară două treimi din salariați, domnule Tudose. Dă afară două treimi din salariați, repet, avem problema cu ce avem și pe lângă problema cu ce avem încă industrie, ideea că cineva mai vine să investească în România după asemenea declarații devine un vis frumos. Nu mai vine nimeni, domnul Ciutacu, când află că în țara aia n-are un sârbagi în trepind de amplis. Domnul Tudose, ca trăitor al ultimilor 52 de ani în țara românească și, mă rog, contemporan cu Revoluția din decembrie 89, îmi dați voie să mă indignez când mă sfătuiește cineva să dau caloriferul cu 2 grade mai jos și becurile cu unul mai puțin? În sensul ăsta am scris și eu dimineață după ce am văzut nefericita declarație. Totuși, repet, de asta avem guvern, de asta e un stat care este obligat prin Constituție să asigure un bun nivel de trai al cetățenilor. Nu cred că e un stat unde zice, bă, hai să avem și noi un guvern ca să spună, să aibă cine să ne spună când stinge lumina. Nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. Și există. Bun, nu există așa ceva, dar există o variantă de avarie în care să nu se întâmple lucrurile astea? Cu excepția declarațiilor publice. Eu cred că cu acest domn la Ministerul Energiei în continuare, cineva trebuie să-și asume până la urmă ceea ce face Ministerul Energiei. Domnul Tudose, domnul respectiv nu stă de capul lui în fruntea Ministerului Energiei. Reprezintă un partid și are un mandat dat de președintele României până semnătură. Adică nu s-a pus singur acolo. De aici acolo, repet, încep să nu mai înțeleg de ce este acolo, de ce nu spune nimeni nimic sau care e logica.
Poate într-o zi o să ne explice cineva care a fost logica și care sunt lucrurile foarte bune. L-ați auzit pe prim-ministru să fie împotriva unui astfel de tip de măsură? Nu l-am auzit nici aprobând-o, nici desfințând-o în ghilimele. Da. Doar că n-am. Fiind părere de partid, e greu. Mulțumesc mult, domnul Tudor. Să rămânem în legătură și comentăm împreună, că altceva nu prea avem de făcut pe tema dezastrului din Energia Românească. Breaking news. Crunt accident de circulație în buza capitalei, domnilor și domnilor, sunt anunțate până acum 12 victime. În direct alături de noi colega mea Bianca Chivu, aflată la locul dezastrului. Bună seara, Bianca! Bună seara, Victor! Bun găsit tuturor! S-a activat și planul roșu de intervenție. Vorbim despre un accident extrem de grav. 12 persoane au fost rănite din primele informații și, atenție, o persoană a rămas încarcerată. Este vorba despre un accident rutier între un microbuz și un autoturism. Iar la fața locului s-au deplasat deja 9 ambulanțe SMURD de la București, dar și 7 ambulanțe SAJ din Dâmbovița. De asemenea, 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 2 echipaje de descarcerare. În momentul de față, ne vedeți și în imagini, sunt la fața locului salvatorii, le acordă primul ajutor răniților, care cel mai probabil foarte mulți dintre ei vor fi și transportați la spitalele din apropiere. S-a activat planul roșu de intervenție acolo în Dâmbovița, însă rămâne de văzut care au fost circumstanțele, cum s-a produs acest accident, vă reamintesc, în apropiere de localitatea de comuna Butimanu. Începe războiul în coaliția năștită de Klaus Iohannis. Șeful statului a lansat astăzi un prim atac la adresa Partidului Social Democrat, chiar de la Madrid. Iohannis i-a acuzat pe socialdemocrați că propun măsuri populiste la televizor și a dat semnalul susținerii totale pentru generalul Ciucă. Apropo de ce spunea domnul Tudose, Marina Cioacă are detalii. Bună seara, Marina! Bună seara, Victor! Bun găsit tuturor! Da, un atac destul de neobișnuit pentru Klaus Iohannis. Cel ce a spus până acum de mai multe ori că susține actuala coaliție de guvernare, însă iată că de la Madrid, Klaus Iohannis, vizibil enervat de măsurile pe care socialdemocrații le-au propus în spațiul public, a declarat că își arată susținerea totală pentru guvernul condus de Nicolae Ciucă și că nu este de acord cu ieșirile populiste la televizor. Un atac la adresa Partidului Social Democrat, cel ce prin reprezentanții săi de mai multe ori a promovat măsuri diferite de modificare a codului fiscal față de cele propuse de liberali. De exemplu, spunea Klaus Iohannis că el susține cota unică, în contradicție cu ceea ce spunea Marcel Ciolacu, cel ce își dorește un impozit progresiv, care de altfel, Victor, a fost și recomandat de Fondul Monetar Internațional. Însă atunci când ANAF va fi în stare să suporte acest impozit progresiv. De asemenea, Klaus Iohannis și nici premierul Ciucă nu ar fi de acord cu acea taxă de solidaritate aplicată companiilor cu profituri destul de mari. Tot Marcel Ciolacu a susținut că el este încă în continuare în tratative să introducem această taxă de solidaritate și, foarte important, nu s-au înțeles nici pe această măsură privind compensarea carburanților, deși PSD-ul a spus că o respectă, nu este neapărat de acord cu ea și că până la urmă tot la plafonare vom ajunge. Nu am niciun sprijin pentru ieșiri populiste și afirmații de televizor cum că se va face totul pentru ca întotdeauna să fie extraordinar de grozav de bine. Trăim vremuri grele. Pe vremurile astea grele au fost tipărite primele taloane cu pensii cu ajutorul de 700 de lei inclus. Ministrul Muncii Marius Budă este în direct cu noi chiar acum. Bună seara, domnul ministru! Bună seara tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație! Când ajung banii la beneficiari? Începând cu data de 1 iulie, în calendarul cunoscut de achitare a pensiei, între 1 și 15 iulie, în fiecare lună, se achită pensie. Pentru cei care primesc în cont bancar, vor fi livrați
inclusiv acele 700 de lei în contul bancar, adică pe card, cum știm noi în popor, și pentru ceilalți vor veni pensiile acasă însuțite de această sumă și de cuponul pe care este trecută suma și va fi livrată odată cu în ziua în care știe că încasează pensia lunar. Dacă ia pensia în 3 iulie, în 5 iulie, atunci ziua respectivă va primi această sumă de bani. Ați reușit să vă încadrați în timp cu absolut toate pensiile? Cu absolut toate. Domnul ministru, hai să ne înțelegem, să înțeleagă și telespectatorii noștri. Este un ajutor singular. Nu e vorba de 700 de lei în fiecare lună, da? Este un ajutor, așa numitul one-off, sau un ajutor care se acordă în luna iulie pe același principiu, pe aproximativ același principiu cum l-am avut și în ianuarie. Este un ajutor care vine diferit față de cel cu voucher electronic cu cardul de 250 de lei. Deci nu se virează suma pe acel card, se virează suma pe cardul de pensie, acolo unde încasăm pensie. Apropo de cardurile de 250 de lei, sunt operaționale sau urmează? Urmează să se facă și s-au început deja să facă virări de sume pe ele. Da, este o problemă, am spus de la început, există riscul ca să nu putem încheia până data de mâine toate livrările către cetățeni, dar dacă și vor fi cazuri care vor rămâne să fie livrate la începutul lunii iulie, cu siguranță cei care primesc cardurile în luna iulie vor primi și sumele aferente lunii iunie, nu înseamnă că suma aferentă lunii iunie va fi pierdută. E decisă și lista produselor care pot fi cumpărate sau doar trebuie să fie exclusiv alimentare și să alege omul? Nu există o listă. Știți că am plecat la un moment dat de la un grup de 6 alimente de bază. Au fost solicitări din partea cetățenilor să lăsăm să-și achiziționeze ce fel de alimente doresc și atunci așa am rămas. Există vreo variantă de speculă cu aceste tipuri de carduri? Sau, mă rog, de vânzare lor la prețuri reduse. Mă rog, speculă ușor invers, ca să zic așa. Oamenii care vor să-și ia, nu știu, 200 de lei în loc de 250 de lei produse. E foarte greu să cred această variantă sau refuz eu să cred această variantă că acei oameni care sunt acum într-o situație vulnerabilă și au nevoie de sprijinul guvernului să facă așa ceva. Cash-ul e rege pe planetă oriunde, domnul ministru. Domnul Victor Ciutacu, dacă se va întâmpla așa ceva și voi avea informații că se întâmplă așa, mă voi asigura că și organele de stat vor avea această informație, pentru că nu mi se pare normal ca într-o măsură care vine să sprijine într-o perioadă atât de grea cetățenii să ajungem la alte practici. Mulțumesc mult, domnule ministru. De nou, informație de ultimă oră. Breaking news. Noi imagini de-a dreptul șocante de la accidentul petrecut în apropierea capitalei, în zona Butimanu, domnilor și domnilor. 12 victime. Dana Cuțăr este în direct alături de noi. Bună seara, Dana! Bun găsit! De într-adevăr, scene șocante se derulează în acest moment în comuna Butimanu, pe DN1A. Vorbim de un accident grav între un microbuz și un autoturism. Impactul a fost extrem de violent. Planul roșu de intervenție este în desfășurare în acest moment la nivelul județului Dâmbovița. Din primele informații se pare că avem 12 persoane rănite, conștiente, iar una dintre ele este rămasă încarcerată în microbuz. Sunt la fața locului foarte multe echipaje de pompieri și de polițiști, dar și medici de la ambulanțele SMURD. Pompieri încearcă în acest moment să descarcereze cea de-a 13-a persoană victima din microbuz, iar celelalte 12 persoane primesc îngrijiri medicale. Observăm, sunt imagini șocante, victimele sunt întinse pe jos în afara părții carosabile și medicii și asistentele încearcă să se ocupe de ele cât de bine pot pentru a-i putea stabiliza și mai apoi să-i transporte la spital. Traficul acolo este blocat în zonă în totalitate și de asemenea a fost solicitată inclusiv intervenția elicopterului SMURD, dar și o autospecială de terapie intensivă mobilă de la ISU București. Tocmai pentru că sunt foarte multe victime care, iată, necesită îngrijiri medicale, misiunea este în dinamică și revenim și noi pe parcurs cu noi date. Mulțumesc mult, Dana. Ne întoarcem în studio și ne întoarcem la politica noastră cea de toate zilele. Domnule Fifor, recapitulând, partidul nostru nu e de acord cu tipul de modificări de fiscalitate și nu doar
în zona asta propus de liberali care momentan domină guvernul. Președintele României vă acuză de populism. În zona energetică sunteți într-o profundă divergență. Întrebarea mea e, mai stați mult împreună? Cred că se pune problema de a nu merge mai departe în această coaliție. La urmă, mai domnule Ciutacu, eu cred că e important să rămânem în dialog cu partenerii noștri și să încercăm să-i convingem vis-a-vis de modul în care înțelegem noi să facem lucrurile, pentru că acum mai bine de 6 luni am intrat la guvernare cu niște ținte foarte bine definite pe care le-am discutat atunci cu partenerul actual de coaliție. Adică aduceți-vă aminte că am discutat de un pachet social, am discutat de măsuri de sprijin pentru populația vulnerabilă, pentru că ăsta este rolul unui guvern, să aibă grijă de populația țării sale. Am venit cu propuneri atunci pentru măsuri la plafonarea și compensarea energiei și gazelor, așa cum am venit cu propuneri, cred eu, foarte bune pe partea de carburanți, propuneri care, din păcate, nu au fost agreate și s-a mers pe o altă variantă. Asta nu înseamnă că noi am renunțat la ceea ce am propus, așteptăm să vedem ce se petrece în perioada imediat următoare, în aceste 3 luni în care, de pildă, la carburanți se încearcă această compensare. Pentru că dacă nu va funcționa, noi revenim cu propunerile noastre și vă reamintesc, au fost propuneri care țin de plafonarea prețului, pentru că asta a funcționat și asta ar trebui să funcționeze și la noi. În ceea ce privește declarațiile domnului președinte Klaus Iohannis de astăzi, eu înțeleg că susține pe premier în deciziile sale și susține Partidul Național Liberal în punctul de vedere vis-a-vis de fiscalitate. Asta nu înseamnă că Partidul Social Democrat va renunța la a-și convinge partenerii vis-a-vis de modul domnule în care Fifor, vedem fost, noi. Ați fost membru în mai multe guverne. Voința premierului așa prevalează și dacă nu se înțeleg părțile între ele la masă, ce decide premierul apare în monitor oficial. Premierul pare să decidă în favoarea măsurilor propuse de propriul partid, nu al dumneavoastră. Domnul Ciutacu, în momentul în care există o singură voce și discutăm de o coaliție care susține un guvern, dar există o singură voce care impune ceva, lucrurile nu mai funcționează și am văzut multe astfel de situații, începând cu 2009, cu celebra alianță cu PDL-ul și, eu știu, continuând cu alte partide cu care am fost în coaliție. Dar nu suntem în acest punct. În continuare, și ați văzut, președintele Ciolacu insistă pe chestia asta, respectiv pe măsurile fiscale, pentru că e important totuși să înțelegem că nu putem continua în felul acesta și că trebuie să luăm niște măsuri, poate ușor nepopulare, dar ele trebuie luate pentru a încerca să așezăm un pic din punct de vedere fiscal această țară. Mulțumesc mult, domnule ministru. Breaking News. Încă 5.000 de militari americani vor veni în România. Este anunțul zilei direct de la Madrid, acolo unde continuă summitul NATO. Iar Rusia reacționează dur și spune că nu se lasă intimidată. Colega mea, Genna Vatkovic, este la Madrid și vine cu toate detaliile. Bună seara, Genna! Bun găsit, a fost runde de discuții extrem de importante aici la Madrid, în acest summit istoric, 2 runde de discuții la nivelul Consiliului Nord-Atlantic în care s-au pus bazele alianței pentru următorii 10 ani. Este vorba despre un nou concept strategic care a fost pus la punct și, așa cum spunea și secretarul general al NATO, este vorba despre regândirea sistemului NATO pe mai departe, despre schimbări revoluționare care pun bazele alianței pentru următorul deceniu, fie că vorbim despre la nivel de securitate, despre consolidarea apărării pe flancul estic, dar mai ales în zona Mării Negre, introdusă pentru prima dată într-un document strategic, pentru că este vorba, așa cum vă spuneam, despre un nou concept strategic al NATO, care a fost stabilit aici la Madrid. Concret, ce înseamnă această apărare, inclusiv pentru România? Înseamnă, în primul rând, că un grup de luptă care urmează să fie operaționalizat în țara noastră se va ridica la nivel de brigadă. Mai concret, de la 1.000 de militari ajungem să avem
avem aproape 5.000 de militari pe teritoriul țării noastre. Asta în condițiile în care vorbim în momentul de față de 4.500 de militari NATO. Mai mult decât atât, este vorba despre un anunț pe care președintele american l-a făcut și care presupune trimiterea de mai mulți militari americani pe teritoriul țării noastre, încă 5.000 de militari, respectiv 3.000 de soldați și 2.000 de funcționari militari vor veni pe teritoriul țării noastre, pe lângă cei 2.500 de militari americani care sunt deja la baza Mihail Cogălnicianu. Sunt doar câteva exemple care arată modul în care NATO își întărește apărarea. Și asta în condițiile în care sunt și alte măsuri luate în calcul, inclusiv cu privire la majorarea bugetului comun pentru apărare, dar și alocarea 2,5% din PIB de către România, cel puțin pentru domeniul apărării. Am văzut însă în același timp și răspunsuri destul de dure din partea Rusiei, apropo de cel puțin discuția referitoare la aderarea Finlandei și Suediei la NATO, pentru că spunea ministrul adjunct de externe faptul că acest lucru reprezintă un factor extrem de destabilizator la nivel internațional. Și mai mult decât atât, îngrijorările continuă pentru că am văzut poziția Rusiei apropo de posibile atacuri nucleare, asta dacă se concretizează acest plan de aderare al Finlandei și Suediei la NATO. Mulțumesc mult, Gianna. Domnule colonel, deci, trei sunt direcțiile pe care m-aș concentra aici. Odată, sporirea numărului de militari. A doua, sporirea cheltuielilor pentru înarmare. A treia, riposta Rusiei deocamdată din gură. Ar trebui să ne liniștească sau să ne îngrijoreze această evoluție? Nu, după summitul NATO trebuie să privim obiectiv lucrurile. Președintele României nu s-a întors în țară cu mâna goală, ci cu anunțul, urmează sigur la finalul summitului să se întoarcă, dar practic deja anunțat sporirea decisă de președintele Biden cu 5.000 de militari. Vorbea colega noastră de nou concept strategic. Să știți că în nou concept strategic sunt prevăzute trei misiuni speciale pentru alianță. Prima înseamnă descurajarea agresiunii și apărarea aliaților. A doua înseamnă gestionarea situațiilor de criză. Și a treia, securitatea asigurată prin cooperarea aliaților. Pornind de la aceste trei comandamente, dacă vreți, prezența masivă a militarilor americani pe teritoriul României constituie un factor de descurajare a celor care ar putea să ia în calcul o eventuală ocupare parțială a Dobrogei. Este foarte bine că avem efectivele acestea și să știți că președintele Biden a anunțat acest lucru pe timpul întâlnirii de dimineață cu secretarul general NATO Stoltenberg, a făcut și un gest sugestiv, arăta către ecran că niciun inch, adică 2,4 centimetri, niciun inch din teritoriul NATO, inclusiv al României, nu va fi cedat unui eventual agresor și că angajamentul Statelor Unite pentru respectarea articolului 5 rămâne un pilon solid. Pe cetățeanul de rând îl poate interesa ce aduc aceste trupe aliate în România. O să vă răspund și franc. Și cât îl costă toată distracția asta? O să vă răspund franc. Aduc locuri de muncă. Acolo unde vin militari americani și sunt încartiluiți în formele pe care le vom vedea și vor fi comunicate de oficialii care sunt în posturile adecvate, se creează locuri de muncă pentru populația locală. O serie întreagă de servicii sunt asigurate de cetățenii țării respective. Uitați-vă de ce Germania nu vrea la nivelul guvernului să plece numărul de militari americani care se află acolo. Este vorba de 35.000 de militari americani în mai multe baze. Pentru că sunt mii de locuri de muncă pentru cetățenii normali germani. Și în România, primul efect, o să vedeți, crearea acestor locuri de muncă. Stați un pic, de mai e și efectul cheltuielii pe care o face România înainte de crearea acestor locuri de muncă. Și mă refer dincolo de cele logistice, la cele de timp militar. Cumpărarea de armament se face cu banii jos, de regulă. Venirea trupelor americane nu este legată de cumpărarea de armament. Americanii vin cu armamentul propriu, cu echipamentul propriu, da, asta cu baza logistică propriu. Da, asta înseamnă că România nu cumpără armament în continuare. Și domnul președinte Iohannis tocmai a anunțat că suntem dispuși să creștem bugetul alocat apărării de la 2% din PIB la 2,5%. Domnul Ciutacu, la momentul în care discutăm noi doi, da, la NATO, datele oficiale arată că România a cheltuit anul acesta
sau va cheltui până la finalul anului, da, doar 1,9%. 1,9%. Președintele a anunțat, pentru anul viitor, într-adevăr, mărire la 2,5%. Da, încă 0,6%. Deocamdată este un enunț. Deocamdată e un enunț și ne-am bucurat să se materializeze. Adică să nu fie condiționat de aspecte economice pe care și dumneavoastră înainte în emisiunile astea. Că nu suntem în cea mai fericită perioadă de dezvoltare economică a României, la asta mă refer. Adică nu suntem într-o zonă de prosperitate. Sorin Roșca Stănescu, una peste alta, puse cap la cap, ieșim un avantaj sau un dezavantaj în contextul în care rușii par din ce în ce mai nervoși, în contextul în care fostul președinte și premier Medvedev ne amenință scrâșnind printre dinți să nu cumva să ne treacă pe-n cap să ne unim cu Moldova, fie și în interiorul Uniunii Europene, în contextul în care un parlamentar rus general în rezervă sau în retragere anunță că se pregătește să bombardeze Londra, în contextul ăsta general. Eu am tot respectul față de acest domn general, dar un lucru trebuie totuși lămurit. 5.000 de militari americani înseamnă 5.000 de familii în final, pentru că ei nu vor staționa aici fără familie. Cine plătește pentru aceste familii? Domnul general nu ne spune și n-are cum să ne spună. Dați un pic, domnul Roșca Stănescu. Numai un pic. Unu, sunt colonel. Doi, trupele americane vin pe baza principiului rotațional, nu vin cu familiile. Deci vin pentru o perioadă, apoi vor pleca. Și aceste trupe... Domnule colonel, v-am spus general, v-am avansat în grad, îmi cer scuză. Nu e relevant ceea ce spuneți, pentru că la început vin așa și pe urmă rămân cum au rămas în Germania, cu familii, cu tot. Deci, vreau să ne liniștim, vreau să ne calmăm, vreau să înțelegem... Și cine nu e calm? Că în timp acești militari vor veni cu familiile lor. Și cineva va trebui să hrănească aceste familii, cineva va trebui să asigure școli pentru copiii acestor familii. Și așa mai departe. Stați un pic, deci, că vorbim... Nu. Păi dezinformați populația, nu vă supărați, dezinformați populația. Informați-o dumneavoastră. Pentru că informarea corectă înseamnă că aceste trupe vin finanțate de către Pentagon, nu vin cu familiile, vin pe baza principiului rotațional, vor fi în facilitățile stabilite de guvernul României și vin ca să apere România. Deci, ce vorbiți dumneavoastră este o altă realitate din Germania. Da, acolo sunt cu familiile. Da, acolo există facilități, cum a zis dumneavoastră, de școli și de alte forme pentru angajarea soțiilor militarilor. Nu e cazul militarilor americani anunțat azi de președintele Biden, confirmat de președintele României că vor veni în țara noastră. Vreau să ne înțelegem bine. Eu sunt mulțumit cu ambele variante. Deci nu mă deranjează faptul că vin și cu familii sau că nu vin cu familii. Important este finanțarea. Deci cine pune bani? Asta mă interesează pe mine, pentru că românii nu prea au bani. E corect, dar banul va fi pus de Pentagon, nu de bugetul României. Trupele acestea sunt finanțate corect, de Pentagon. Imediat. În momentul în care 5.000 de militari vin pe teritoriul țării tale să te apere, firesc că poți să spui și o astfel de problemă. Dar dacă 5.000 de militari din România s-ar duce pe teritoriul altui stat NATO să-l apere, am avea aceeași problemă. Deci eu cred că domnul Roșca Stănescu, care știe foarte bine cum funcționează NATO în acest moment, știe că ceea ce a zis puțin mai devreme nu e relevant absolut deloc, pentru că... E o forță care este trimisă, plătită de NATO, cum spunea și domnul colonel. Și știe bine, NATO nu e o societate comercială, domnul Vișan. Fiecare armată are buget propriu. Armata americană are buget propriu, românească are buget propriu. Așa, domnul... Nu e ca și cum ar fi un buget la oală și ia de acolo și le dă lefuri la ăștia. Soldec sau cum s-or numi ele. Nu, ca să zic așa, domnul Ciutacu, dacă ne încadrăm, de exemplu, în cei 2,5% pentru... Și asta vi se par puțin 2,5% din PIB? Da. Da, în acest moment pentru armata României... Pe foamea asta?
Păi nu, mi se pare altceva la loc. Foarte, eu aș zice, de exemplu, să fie 3% minimum, dar și mă pricep destul de bine la chestiunea asta, dar mai mult de 2% să fie producție românească. Eu, de exemplu, aș susține lucrul ăsta. De ce? Ai tot producție românească, gelul? Păi nu, dar putem discuta acest subiect. Putem discuta că în acest moment... Spune-le ce înseamnă legea offset-ului, care nu este respectată în România. Din păcate. Care nu funcționează în din România, păcate, la modul cel pentru mai că regretatul ministru Ion Avram, cu care eram în mașină, l-am sunat pe domnul Mihai Fifor când era ministru Apărării Naționale, din mașină cu așa domnul... Așa, sparge-te în anchetă, poate te ia miliția. Cu domnul Ion Avram, l-am sunat pe domnul ministru al Apărării Naționale și domnul Ion Avram mi-a solicitat la momentul respectiv, din păcate, dânsul în acest moment nu mai este Dumnezeu să-l odinească, unul dintre mari presiuniști ai acestei așa. Țări, și vrea să-i spună care sunt întreprinderile care au fost înainte în zona înarmării și care se pot face. Știu că este în continuare. Știu că este o preocupare a unor oameni din guvern, hai să nu spun a guvernului, sau poate chiar a guvernului cu generalul Ciucă, să reabiliteze unele dintre aceste fabrici. Deci, celui Victor, tehnică din 1900, toamna, despre ce vorbim? Victor, dacă... Da, stați un pic, că e și domnul Fifor. Dacă... Duceți-i acest, până la capăt. Închid. Dacă în acest moment noi am putea discuta ca o parte din armamentul pe care... cu care înzestrăm așa, armata României, să fie, României. În bine, să fie produs în România sau eventual, mai mult decât atât, arme pe care noi să le producem, să le exportăm și în afara României, atunci acest procent de 2,5% poate să fie în avantajul nostru sau 3%. Evident, în acest moment, dacă vorbești de 4 sau de 2... Stai să-ți răspundă fostul ministru al apărării. Păi tocmai l-am citat mai devreme. Da. Sunt câteva aspecte care cred eu că sunt importanți. Unu, este o decizie istorică faptul că în România vom avea staționat un grup de luptă la nivel de brigadă. Vreau să vă spun, domnule Ciutacu, cu toată onestitatea, că pe mandatul meu ne-am zbătut cu disperare să încercăm să convingem partenerul strategic de importanța Mării Negre și de ce se întâmplă aici în zona Mării Negre, pentru că nu sunt lucruri de ieri, de azi acestea. Sunt lucruri care s-au petrecut mereu și ne-am semnalat așa ceva. Și am solicitat ca și pe teritoriul României, așa cum era în Polonia, să avem prezență militară americană consistentă. La momentul respectiv, probabil n-am reușit să ne facem foarte bine ascultați, dar am obținut și noi atunci câte ceva care astăzi reprezintă bazele colaborării acesteia. Deci faptul că americanii vor fi aici cu un număr atât de însemnat de militari reprezintă un câștig uriaș pentru noi în zona de apărare și de descurajare. Pe de altă parte, spunea foarte bine domnul colonel, nu vom avea un tip de staționare cu mare Germania, adică cu bazele pe care le vedem în filme, cu familiile, cu școlile, cu grădinițele, cu locuri de muncă pentru familii și așa mai departe. Vom avea o prezență rotațională ca și în alte state de pe flancul estic, adică sunt militari care se rotesc și merg la misiune ulterior în altă parte. Nu vom avea o prezență alta decât a militarilor pe teritoriul României. Într-adevăr, în jurul bazelor militare se dezvoltă facilități și știm cu toții lucrul acesta. Asta nu e de tot un lucru inventat astăzi. Prin urmare, economic reprezintă un lucru bun. Cât privește bugetul, sigur că e un pas mare să treci la 2,5% și că este important să faci tranzacții care să fie integrate în economia noastră și în industria de apărare românească, pentru că asta a fost dezideratul nostru. Să putem să integrăm aici, să producem, să facem transfer de tehnologie și de know-how. Atunci, sigur că 2,5% nu reprezintă foarte mult. Să știți că pacea este foarte scumpă și menținerea păcii e la fel de scumpă. Ca să poți să dormi noaptea liniștit și să nu fii într-o situație cum sunt cei din Ucraina, e bine să prevezi lucrurile acestea și să faci ce e necesar să faci atunci când e momentul. Și eu cred că sunt pași extrem de importanți care pentru viitor reprezintă foarte mult. Ideal ar fi să nu fim nevoi să stingem lumina și să dăm căldura mai încet pe tema asta, domnul ministru, dacă le-am putea... Deocamdată... Bine, dar acum să nu ne luăm după Virgil Popescu, chiar așa să ne luăm și după el. Eu zic adică, să nu. Pune, nu. Eu Victor. Zic să nu vorbim cu Popescu. Victor, la problema la comunicare și la... El practică această tactică a mimetismului, știi? I-a văzut pe ea că zice, domne, 26 de grade în Grecia, spune și el în România să nu rămână de căruță, știi? Vorba lui Cristoiu, prește tu aerul condiționat la Paris, în miezul verii, să vezi revoluție. Breaking news.
Teroare în Ardeal, în plin război la graniță. Un islamist ar fi amenințat că aruncă în aer un spital privat. Mircea Sime are detalii despre acțiune și mai ales despre rezultatele. Bună seara, Mircea! Bună seara, Victor! Bună seara invitaților și celor care vă privesc și ne ascultă. De aproximativ 2 săptămâni, angajații și pacienții acestui spital privat primesc amenințări teroriste de la presupuși indivizi care spun că aparțin statului islamic. Aceste mesaje vin prin messengerul de la Facebook, iar Serviciul Român de Informații a intrat de urgență pe fir, se pare. În mesajele de amenințare este pomenit șeful clinicii, un cetățean arab, Khaled Abu Arif. Este acuzat acesta în mesaje de fraudă în Orientul Mijlociu. Se precizează de asemenea în mesaje că spitalul va fi aruncat în aer, iar cetățeanul arab, medic de profesie și șeful unității, cum spuneam, va fi omorât. Vreau să mai spun doar atât că oamenii au început să primească mesaje în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, îngrijorați. Aceștia au început să vorbească pe la colțuri despre ce se întâmplă în prima fază. Iată că astăzi și poliția română a primit astfel de mesaje, dar până la urma urmei a venit și SRI-ul cu o informare alături de GPR și ne-au spus că nu trebuie să ne îngrijorăm deocamdată, nu se va întâmpla nimic și că trebuie să fim calmi, totul este sub control. Sunt convins că totul e sub control. Mulțumesc, Mircea. Îl salut și pe domnul Ionaș, venit tamand în miezul accidentului pe care vi-l prezentai la televizor. Bună seara, domnul Ionaș. Nu să vă dați seama că de azi dimineață până acum, cu implicarea poliției, a SRI-ului, a cyber-inteligenței românești care asigură securitatea cibernetică a Ucrainei, n-au dat de ăla care amenință de 2 săptămâni de zile un spital? Că l-aruncă în aer? Mi-e greu să cred că n-au dat, mai ales pe messengerul de Domnule, la Facebook. De regulă îi arată imediat. Pe cum... messengerul de la Facebook este foarte ușor pentru serviciile. Eu nu știu dacă vă amintiți. Eu mi-amintesc, eu eram în sediul ăsta, domnul Ionaș, când a dat un mail că ne aruncă în aer. La mail și, e puțin mai și a venit de acasă, toată dorobanțeria și până la miezul nopții l-au și dat la televizor pe ăla când l-au luat. La messenger e foarte simplu să-l identifice. Probabil păi nu este în țară și probabil de aceea nu au cum să... Mă gândesc, nu știu. Pentru amenințări teroriste? Iertați-mă, pe cooperare. Probabil e o cooperare, dar durează închipui. Nu, dacă anunți că arunci un spital în aer, bănuiesc că e considerat act de amenințare teroristă, nu? Este. Amenințare clară, da? Păi dacă nu e în țară, cum să-l ia? De unde să-l ia? Mă, dacă nu e corupție, Victore. Exact. Dar acum, dacă nu e o treabă de corupție, și cu tine? Pă, bune, adică, bă, da, chiar așa pe bune. Bă, dacă sunt droguri venite pe Marea Neagră, dacă nu e un act de corupție în care să se prezinte Chioveși, dacă nu e un accident în care să se umfle Arafat, tu ce-ți veni acum? Da, miliția, lasă-mă statul islamic. Tu pui statul islamic cu corupția din România? Păi nu, spre exemplu, eu mi-amintesc că zilele astea, și domnul Fifor știe foarte bine, adică procurorii sunt parlamentar de județul respectiv, tocmai am serbat și nu deloc festiv, un an de când nimeni nu știe cine l-a aruncat în aer pe omul ăla de la Aran. Da. Spre exemplu, nu știu, nădăjduiesc și eu că măcar peste un an aflăm cine a amenințat că aruncă spitalul ăsta în aer. Da, eventual, nu știu, poate nu o și face până mai țineți minte că au fost băieții doi bătuți de polițiști în București care au și decedat ulterior și a zis domnul Bode că explică? Da. A mai explicat ceva? Nu, pentru că acum venim de lângă accident, din nou mi-am dat seama cât de bune... Nimeni, totuși, nu? Sau cel erau doi răniți foarte grav. Problema mea a fost că veniseră foarte repede oamenii ăștia de la SMUR, de la ambulanță, chiar sunt niște eroi. Deci au venit 8 mașini de ambulanță, fie SMUR, fie ambulanță, elicopterul, două mașini alea mari de la pompieri de descarcerare. El la vreo jumătate de oră a venit și prima mașină de poliție. Era un domn mai mare și probabil nu trăgea, că polo alea sunt mici, ați văzut, și poate nu avea demaraj, înțeleg, dar ultimii care au venit acolo au fost polițiști. Nu înțeleg, poliția română nu știe să facă prevenție, pentru că drumul ăla DN1A, vă dați seama, da? Împreună cu DN2-ul, cu E85, sunt cele mai nenorocite drumuri din țara asta. Zilnic au loc accidente.
Poliția nu știe care sunt orele la care cresc valorile de trafic pentru că pleacă lumea din capitală. O să dezbatem pe larg subiectul ăsta în cea de-a doua oră, pentru că avem colegi acolo la locul accidentului și acțiunea în desfășurare. Vom prezenta noi imagini și vom... Să ținem pumnii spitalului până atunci. De la, exact, să ținem pumnii spitalului de la Arad. Ținem pumnii strângi. De la Cluj, mă scuzați. Să ținem și telespectatorii pumnii așa. Și pentru că știu că vă place frumosul, doamnelor și domnilor. Breaking news. Asta ne-a rămas. Răvășitoare, ca de obicei, Carmen Iohannis a făcut senzație la Madrid. Vreau să vedem chiar acum și să ne minunăm imaginea. Vorba unui celebru banc, intră tu primul, că pe mine mă bufnește râsul, motiv pentru care după extrem de scurtă pauză revenim în forță și abordăm scandalul violării protestatarei vedetă. Luis Lazarus intervine, sunt mărturii absolut înspăimântătoare de la atac. Alte trei femei bătute, domnilor și domnilor agenți, au fost săltați acum. Și cum se anunță un protest fără precedent în România la guvern, generat de țeapa benzinei pe care și-a luat-o populația. Veți vedea și care este marea putere ce își dorește să ne ia uleiul și cerealele. Ministrul de profit s-a opus, procurorii DNA l-au executat scurt și fără somație. Avem și dezvăluiri despre înstrăinarea rezervelor de alimente ale României, vorbim de rezerva strategică de alimente a României. Și ultima oră, prințul Paul, cel capturat, îl amenință pe Traian Băsescu, cel încă liber. Și mizeria manipulărilor neomarxiste cu virusul COVID continuă, domnul și domnul, numai că a început lumea să vorbească. Citez: toți am fost infectați, dar nu am spus. Și dacă nu avem mari probleme cu COVID-ul, variola e amploare la București. Sunt luate măsuri de urgență, doamnelor și domnilor. Iar Oana Zăvoranu a ajuns în scandal cu procurorii DNA și chiar în instanță. Veți vedea cu ce ar fi prins-o. Rămâneți, merită.